A venit Ia, fugi, repede! Ia! Hai, repede! A venit moșul bunii? A venit! A venit moșul! Sigur a venit moșul? Sigur a venit moșul! Ia să vedem! Uuuu! Uite ce e aici, a venit moșul! Așa? Hamburger! Uite, Jolly! Oh, da, a fost o dimineață atipică cea de astăzi, pentru că în mod normal ele sunt somnoroase și mofluze, merg la grădiniță, vreau aia, nu vreau să mă îmbrac cu aia, vreau codițe, nu vreau codițe, vreau coadă, nu vreau coadă, vreau să mă pieptăn, nu vreau să mă pieptăn. În dimineața asta însă l-așteptau pe Moș Nicolae și s-au trezit și abia am putut să le țin să nu o zbughească pe ușă și să vadă dacă sunt ghetuțele pline. Da, a fost o dimineață atipică și a fost o dimineață în care le-am ținut acasă pentru că am zis că na, e sărbătoare și am zis că e mai bine să stea acasă. Mandarine! Vai, deci ăsta e de la de văd eu prin videoclipurile alea oribile. Dar de... Vai, ce deci uite ce au primit, tata. Exact de alea de care... A venit moșul. Exact de alea de care au fost ele în videoclipurile alea, știi? De nou ni se par scârboase. Ui. Ce sunt ochi? Ochi. Wow! Ce m-am pus să-l ating eu? E jelly eyes. What is this? Mama, așa moș cu dulciuri? Cu dulciuri, numai bune. O să-i dau eu un telefon, moșu. Să-i dai ca moș Crăciun să nu mai repete greșeala. E dimineața așa cu... Ce să facem? Da? Cum a intrat aici? Păi nu știu, mama, cum a intrat, că intră și lasă. Intră moș Crăciun și după aia are grijă de... Ia-te, gami, mă! Ei, gami! Cum se cheamă alea? Știi că cuvântul ăla, dar din dar gami, se face... Gami worm. Gami worm. Așa. E al meu sau al tău? Și mie mi-a dat asta. Dar nu le mai desfaceți, măi, țiții. Ana, voi păstea. Da? Mai e unul ca să am doi măcar. Da, mai sunt 100. Glumesc, nu cred. Oribil. Mamă, dar știi că e mare nebunie cu ochii ăștia, mănâncă din ochii ăia, știi? Fetele alea de... Doamne, ferește. Nu știu. Vai. Eu am primit clasic. Niște bomboane pe clasic cu mentol. Crăciunul și sărbătorile acum, de când avem doi copii, sunt altceva. Chiar zilele trecute mă întrebam cu Gabriela, bă, ce naiba făceam înainte, mă, când aveam copii? Băi, mi-aduc aminte că avem niște poze, podobeam amândoi pomul, după aia mă duceam la părinți la Brașov, la nepoțel, dar efectiv stăteam și numai amândoi cu pomul de Crăciun. Ce facem mai bine? Băi, ce să facem? Împodobeam noi doi. Deci nu mi-aduc aminte. Așa mă uit pe poze și mi-aduc aminte. Vag. Parcă e în altă lume. E, de când au venit, mai întâi a venit Victoria și a fost altă nuanță, altă mireasmă. A avut Crăciunul și sărbătorile. Apoi primul Crăciun în 4, când am scos și colindul de Crăciun. Ăla a fost iarăși o altă etapă, primul Crăciun în 4. A fost foarte interesant. Irisirea mintitică. E altceva. Parcă simți un pic sărbătorile mai altfel. Sărbătorile sunt făcute pentru familie, pentru cât mai mulți prieteni și rude și bunici, copii, să fie casa plină. Și când sunt și ai tăi, cu atât mai frumos este. Era bancul ăla, dar nu mai știu ce le-a adus. Le-a adus Moș Nicolae telefoane, în pantofi și scria la... Și voi, tot cu portocale, tot cu portocale. Bine, copii, haide, luați lingețelea un pic și gata. Da, dar nu știu cu ce. Hai, luați-vă, dar nu le luați pe toate. Mai mâncăm și mâine de la moșu. Cu pepene? Da, și eu. Asta e cu pepene roșu. Da. Hai, veniți încoace cu ce vreți acum. Iris, Victoria, veniți încoace cu ce vreți acum.
Și restul le pune mama deoparte și restul, vă dă restul le pune deoparte, că nu se pot mânca toate. Și mai dăm și la alți copii care sunt mai nevoiași. Nu e așa? Și asta pentru cine este? Pentru copiii mai sărmani? Le dăm, le dăm lor? Da, dar nu mai avem dar nu mai avem, dar... Doar pe asta? Da. Na, e bine că o dă și pe asta. Vino să te pupe, mama frumoasă, generoasa mea. Deci astea, dați-le încoace. Vai, dimineața de Moș Nicolae tot timpul e un preambul la Moș Crăciun, știi? Și e faimoasa fază cu ghetuțele. A fost frumos, dar eu nu prea sunt de acord cu dulciurile. Nu știu cine a vorbit cu moșul, ce a făcut cu moșul, dar au venit foarte multe dulciuri, dar e bine pentru că o să le dăm și la alți copii. Le învățăm pe ale noastre să fie darnice. Deja am început de anii trecuți să spunem că jucăriile vechi, de exemplu, le dăm altor copii, la fel și dulciurile sunt prea multe, nu putem să le mâncăm noi pe toate și atunci le mai împărțim prin cartier la copii. Păi nu vi le dă tata când știți voi, când vreți voi și nu se după mai poate. După ce mai mâncăm, tata, că mâncăm și mâncare. Ajunge una. Ca să facem mereu. Nu le mănânc până... Sunt de mâncare, să știi, asta e mâncarea? Astea sunt dulciuri, tata, e desertul. Da, și de mâncare. Sunt și de mâncare, nu? Auzi, toți copiii ori mânca așa de dimineață dulciuri astăzi? Cred că astăzi, da. Păi tot cu portocale, tot cu... Tot cu portocale, tot cu noi pe healthy. Cine l-a văzut pe Moș Nicolae? L-ai văzut, tati, pe Moș Nicolae? Nu l-am văzut. Anul trecut zicea Moș Nicolae, ți-aduce aminte? Cred că e invizibil, Moș Nicolae. E fiță mare și poate să desfacă, auzi. Uite că știe. Nu poate? E bună. Hai, lasă, nu mai desfă tata. Că are. Asta o punem și o mănânci mai târziu, tati. Da, până o mănânci. Până o mănânci după aia. Perfect. Bunii, tu? Nu te-ai servit cu nimic? Ți-ai luat porția. Și-a luat, stai tu liniștit. Ce era la ea acolo și-a luat. Ce mi-am luat? Că le dau pe lor, că eu nu pot să mănânc. E cu cireșe? Of, iubita. Hai, o fiu bună. Da. Ai, vegan, uite, vegan scrie. Vegane, așa, da. Hai, văzut. Haideți, copii, n-au carne. Unde scrie? Da, scrie vegan. Scrie dar ce vegan. Să nu vegan? Nu știu, abar n-am. N-are lapte, ouă? Da. N-au ouă, n-au lapte. Așa că e de post. E de post treaba, da. 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 Vegan. Haide, Victoria, gata. Hai să le strângem cumva. Ne-am bucurat, ne-am distrat. Pungă, mă duc să vă aduc o pungă. Mama, poți să te faci? Hai, mamă, că am mai desfăcut unul și l-am aruncat. O să-l punem în fructier, așa. Păi toate alea trebuie. Toate, nu într-o fructieră, bune. De la ce? Tine, în dormitor. Nu, mă, portocalele, mă. A, portocalele, da. Am crescut bomboanele. Nu, portocale. Nu vreau să aibă să se servească. Nu, vai, nu, aia punem într-o pungă. Mami, nu pot. Mai avem una dublă. Nu, mai desfacem și pe aia. Nu mai desfac, dar mai... Dar vrea să fie sigură că... Haide că le strângem și le punem într-o pungă, ca să avem multe zile, că ne-a adus multe... Uite, o pungă mov! Fetele au fost încântate de ce au primit de la Moș Nicolae, pentru că dulciurile, fai, când primesc dulciuri, eu sunt terminată nervos și ele sunt fericite la maxim. Acum, na, și în ultima vreme s-a tot repetat situația asta, pentru că am fost cu ele la diverse filmări, pe la televiziune și acolo toată lumea le-a cadorisit cu câte o pungă de bomboane, cu câte o ciocolată, cu câte un cozonac, cu câte ceva. Și ele au gustat din toate și nu poți să le spui nu. Și chiar mă gândeam că în perioada asta a sărbătorilor, frate, deci ne crește glicemia ceva de speriat, adică suntem în blană cu glicemia. Tu îți dai seama în perioada asta cât le crește glicemia și la copii? Eu, de unde le punem, mă? Unde ți le ascunzi, fată? Le ascund acolo, ne uităm după ele să... Ia-te! Crezi că nu știi să desfacă, că e fetița mare. Vai, ți-ai desfac... Dar nu aruncăm pe jos, Titi. Ce ai făcut, fată? Ți-ai ascuns niște dulciuri? Da. Hai, mama, că nu e ok. Ai mușcat din el? E bun? Ce ai vă o fi?
L-ai de mâncat? Da. Uite-te și tu. Da, mă, tati, mă. Mă, mama, dar ăla îți scapă pe gât, mă, miți, aruncă-l. Am, tati, ia doar aia, așa, așa, mănâncă, bravo. Doar ăla, tata, uite, hai. Dă-o. Mă. Așa, foarte bun. Gata, așa, le punem bine pentru... Bagă, na, 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 na. Și muzica aia. Bagă-le acolo. Și... În dormitor, mamă. Ce-ți mai aduce? Tot de ăla. Ce tot din ăla? O să mai aducă și altceva Moș Nicolae? Uh-huh. Dar nu le faceți și voi, nu-i faceți și voi un dans lui Moș Nicolae? Că vă vede. Uite așa, niște piruete, niște piruete. Mami, face falos. Hai, de ce? Hai. I-ați cântat, i-ați zis o poezie, ce? Nu i-am zis nicio poezie. Uite, face piruete. Uite, face piruete. Face. Dar nu cu capul în sus, că o să amețești și... La sărbare trebuie să cântăm și noi un cântec. Adică eu cu el a zis și cu tine. Așa mi-a zis și mie că da, să o aduce și pe Victor. Ah, mami! Da, și pe Victoria, că Iris... Așa și că a zis că te roagă și pe o fetiță, nu știu, care cântă. Da, mi-a zis și mie, da. Să o acompaniez pe o fetiță care cântă. Da. Când te duci mâine la repetiții? Săptămâna viitoare, nu știu, mâine, da, văd eu. Da. Mă duc, mă duc. Păi ori mâine, ori săptămâna viitoare. Păi mă duc, mă duc. Mă duc. Am mai fost și nu mai duc. Bravo. Și te mai faci. Da. Altceva? Mare tam-tam. Ce task mai îmi dai? Ce treabă mai am? Task-ul este să vezi unde a ascuns ficătaia mare dulciurile și am să le... Am ochit-o cu spatele așa, m-am uitat. Încearcă uneori să ne păcălească, să... E ca o joacă așa și au ascuns câteva dulciuri, Victoria își pune pe mai târziu. Înțelegi? Adică are un locușor acolo, la o bucătărioară de copii, într-un dulăpior, dar a spus că le pune, deocamdată nu le ascunde pe bune. Când o să ascundă pe bune lucruri, o să le găsim după... Eu știu cât timp, atunci o să fie mai complicat. Dar până acum e ca o joacă așa. Păi mănânci două, mă, tati. Mănâncă... Ai zis că întâi o termin pe una și după aia o desfaci pe aia. Mă, da, tu ești zgâriată pe față, mama. Ce-ai pățit? Unde te-ai zgâriată? Uite, are tot felul de buburuze, bibirize. Uite cum stă. Cu ochișorii. Ce frumoasă ești! Ești ca o păpușă, și mama. Și tu ești la fel de frumoasă. Asta a făcut ochii ca ochii ăia. Ce frumoase sunteți! Oh, nu! Da, să o spălăm! Da, să o spălăm! Wash it! Wash it. Sorry. Ok, I'll go wash it! Deci, fita vorbește mai bine ca tine engleză! Totul se învârte!